Cunoaștem drept oficial doar 8 planete din sistemul nostru solar. Însă există sateliți și planete pitice, neexplorate și interesante despre care oamenii de știință nu prea vorbesc. Aceste planete transneptuniene sunt incredibile și merită menționate. În acest videoclip o să vorbim despre câteva dintre ele. Și dacă mai doriți astfel de videoclipuri despre obiecte interesante din sistemul nostru solar, nu ezitați să ne zici în comentarii. Și nu uita să te abonezi și să apeși clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postăm ceva nou. Oberon. Oberon, numit și Saturn 4, este numele celui mai îndepărtat satelit al planetei Uranus, al doilea ca mărime din cei 27 ai săi. A fost descoperit de către astronomul german William Herschel pe 11 ianuarie 1787. Numele a fost de fapt ales de fiul astronomului John Herschel, care a botezat primii patru mari sateliți drept Oberon, Titania, Ariel și Umbriel, după numele unor personaje din operele lui William Shakespeare și Alexander Pope. Oberon este regele zânelor din comedia Visul unei nopți de vară de Shakespeare, având-o ca soție pe Titania. Oberon constă din cantități aproximativ egale de gheață și rocă, probabil separate într-un miez stâncos și un înveliș de gheață. Un strat de apă lichidă ar putea fi prezent la limita dintre miez și gheață. Suprafața lui Oberon, care este neagră și ușor roșiatică la culoare, pare a fi fost modelată mai ales de impacturile cu asteroizi și comete. Ea este acoperită cu numeroase cratere de impact cu diametrul de până la 210 km. Oberon are un sistem de canioane formate ca rezultat al expansiunii interiorului său în perioada incipientă a evoluției sale. Acest satelit s-a format probabil din discul de acreție care înconjura planeta Uranus imediat după formarea ei. Deocamdată singurele imagini de aproape cu Oberon sunt cele provenite de la sonda spațială Voyager 2, care a fotografiat acest satelit în timp ce trecea pe lângă Uranus în ianuarie 1986. Întrucât cea mai mică distanță între Voyager 2 și Oberon a fost de doar 470.000 de km, cele mai bune imagini cu acest satelit au o rezoluție spațială de aproximativ 6 km. Imaginile acoperă aproximativ 40% din suprafață, dar doar pentru 25% din suprafață sunt de calitate suficientă încât să permită extragerea de informații geologice. La momentul trecerii, emisfera sudică a lui Oberon era îndreptată spre Soare, astfel că emisfera nordică întunecată nu a putut fi studiată. Nicio altă sondă sau navă nu a mai vizitat Uranus și Oberon și nu este planificată nicio misiune în viitorul apropiat. Sedna. Sedna este o posibilă planetă pitică din sistemul nostru solar. Se pare că este cel mai îndepărtat obiect de soare cunoscut din sistemul nostru solar. Când este la periheliu, Sedna se află la o distanță de 72 de unități astronomice. La afeliu, Sedna este la 532 de unități astronomice depărtare de soare. Acest obiect transneptunian face o rotație în jurul Soarelui o dată la 10.500 de ani și este ultima planetă pitică descoperită în 2003 după Ceres în 1801, Pluto în 1929, Eris în 2003, Haumea în 2004 și Makemake în 2005. Sedna a fost descoperit de Michael E. Brown pe 14 noiembrie 2003. Totuși, este dificil să-i se determine forma din cauza distanței mari la care se află. Măsurătorii spectroscopice au arătat că structura suprafeței sale este similară cu cea a celorlalte obiecte transneptuniene. Este compus îndeosebi dintr-un amestec de gheață și apă, la fel din metan și azot cu tolin. Suprafața sa este una dintre cele mai roșii din sistemul nostru solar. Sedna își încheie parcursul pe orbită în aproximativ 12.000 de ani, iar periheliul său este situat la vreo 76 de unități astronomice. Acești doi parametri fiind excepțional de mari, originea sa este nesigură. Minor Planet Center consideră la ora actuală că Sedna este un obiect din discul împrăștiat, cu un grup de obiecte plasate pe orbita excepțional de alungită prin influența gravitațională a lui Neptun. Totuși, această clasare este contestată întrucât Sedna nu a fost niciodată suficient de aproape de Neptun pentru a fi suferit vreo influență semnificativă. Unii astronomi cred că Sedna este primul membru cunoscut al norului lui Hills, denumit și norul lui Oort interior. Alți astronomi cred că Sedna ar fi putut fi deplasat spre orbita actuală de către o stea aflată în trecere în proximitatea Soarelui. O altă ipoteză este că orbita ar putea fi o dovadă a existenței unei planete sau unei mici stele aflate dincolo de Neptun. Eris. Eris, inițial denumită și 2003 UB313, este cea mai masivă planetă pitică cunoscută din sistemul nostru solar. După masă, este al doilea corp ceresc cunoscut din sistemul solar care se rotește direct în jurul Soarelui. Are cel puțin un satelit, numit Dysnomia. Eris este un obiect transneptunian din cedura lui Kuiper și a fost descoperit în 2003. Deoarece masa sa este mai mare decât a lui Pluto, a fost considerat de foarte mulți ca fiind planeta X, cea despre care se crede că este cauza unor perturbări din rotația planetelor Uranus și Neptun. Pe 24 august 2006, în urma unei rezoluții a Uniunii Astronomice Internaționale,
Obiectul 2003 UB313 a primit statutul de planetă pitică. Cu o rază de aproximativ 1163 de km, Eris este de aproape o cincime din raza Pământului. De la o distanță medie de 10 miliarde 125 de milioane de km, Eris se află la aproximativ 68 de unități astronomice distanță de Soare. O unitate astronomică este distanța de la Soare la Pământ. De la această distanță, lumina Soarelui durează mai mult de 2 ore pentru a călători de la Soare la suprafața lui Eris. Makemake. Makemake, desemnată în trecut ca 136472 Makemake, este după mărimea a patra planetă pitică cunoscută din sistemul nostru solar, după Haumea, și unul dintre cele mai mari obiecte din centura Kuiper. Descoperită la 31 martie 2005 de către Michael Brown și echipa sa de la observatorul Palomar, Makemake este a treia planetă pitică ca mărime din sistemul nostru solar, ajungând la o treime din diametrul lui Pluto. Makemake a fost clasificat oficial ca planetă pitică în iulie 2008. În ciuda faptului că luminozitatea acestei planete pitice este cam de 5 ori mai mică decât luminozitatea lui Pluto, Makemake a fost descoperită după multe alte obiecte mai puțin strălucitoare din centura Kuiper. Probabil că a scăpat neobservată datorită orbitei de mare înclinație pe care o are Makemake. În 2009, această planetă pitică se afla la o distanță de 52 de unități astronomice față de Soare. Makemake are o orbită similară ca a planetei pitice Haumea. Are o înclinare de circa 29 de grade și perioada orbitală acesteia este de 310 ani, mai mare ca cea lui Pluto, de 248 de ani, sau a planetei pitice Haumea, de 283 de ani. Makemake este momentan al doilea obiect de strălucire din centura Kuiper, după Pluto, având o magnitudine de 16,7 în constelația Coma Berenices. Este de ajuns de strălucitoare pentru a putea fi observată cu un telescop amator performant. Se estimează că Makemake ar avea un diametru de aproximativ 1500 km, adică puțin mai mare decât Haumea. Atmosfera sa pare să fie asemănătoare cu cea lui Pluto, conținând metan și azot. Makemake nu are niciun satelit cunoscut momentan. Haumea. Haumea, cunoscută ca 136108 Haumea, este ca mărimea a treia planetă pitică, fiind situată în centura Kuiper. A fost descoperită în 2004 de o echipă condusă de Mike Brown de la Observatorul Palomar din Statele Unite. La 17 septembrie 2008, Uniunea Astronomică Internațională a încadrat-o în categoria planetelor pitice și a fost denumită după zeița hawaiană a Pământului și fertilității Haumea. Doi sateliți naturali au fost descoperiți orbitând în apropierea planetei pitice Haumea, Hiaka și Namaka. În 2017, astronomii au descoperit un inel în jurul lui Haumea. Inelul are o lățime de aproximativ 70 de km și se află la o rază de 1421 de km de planeta pitică. Inelul se află în aceeași plan cu ecuatorul lui Haumea și orbita satelitului Hiaka. Haumea este cel mai îndepărtat corp al sistemului nostru solar, cu un inel și singura planetă pitică din centura Kuiper, care are un inel în jurul său. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi. Și dacă vrei să ne urmărești în continuare, apasă pe videoclipul din dreapta. S-ar putea să îți placă.